acest proiect al ordinii de zi, dacă doriți intervenție. Un program articol pe care Consiliul Județean tot timpul l-a derulat. Și acum ne se cere, dacă, ca și anul trecut, ca fiecare an de altfel, dacă ne asumăm sau nu lucrul ăsta. Și cunoscând bine situația și când trebuie bine lucrurile, am considerat că e mai bine să nu ne asumăm și să rămână Consiliul Județean cu problema spre rezolvare. Lucru care îl face de ani de zile, de la inițierea acestui program. Discuții pe subiect. După câte liniște este, ori am înțeles tot, ori n-am înțeles nimic. De ce? Așa e, mai nedumeriți. Și eu. Mare? Nu cred că s-o înțeles. Intenția de a reasuma această răspundere, răspundere care va rămâne în grija Consiliului Județean Bacău să organizeze acest program, procedura de achiziții, aprobare de contracte, vis-a-vis de programul Lapte Coarp. Care a fost întotdeauna. Dar nu sunt pe parcă. Trebuie să ai bucătărie, să ai... Mai. Ai mai fost într-o zi în care la școală se dă lapte coarb, să vezi din care cornul primesc copii. Și totuși ne asumăm așa ca voi. Nimeni nu trage într-un semnal. Nu vorbesc pe acum. Am vorbit și înainte și am vorbit degeaba. Eu o ținem tot așa. Nimeni nu e nicio măsură în privința asta. V-ați uitat câte cornuri în care îi dau în clasă la copii, ajung la coșul de gunoi. Eu aș face altceva. Aș trimite inițiatorul programului să mănânce un corn cu copiii în pauza mare. Și dacă reușești, eu nu cu ambalaj cu tot. Pentru că nu știu, s-au ajuns într-un hal în care pur și simplu îi bate în joc de niște bani, de niște materiale, de niște produse, care ajung la coșul de gunoi. Nici cei mai amărâți copii nu pot să-l mănânce, dar pretenții sunt, copilașii sunt mofturoși. De ce nu se ia nicio măsură în privința asta? Pentru că nu mi se pare normal. Au făcut economie cumplită și la pliculețul de lapte, pe care îl primesc doar două zile pe săptămână. Într-o zi, un pachetel de iaurt, o cutiuță de iaurt, cu doi covrici. Dacă ajung la covrici și vă arăt o pungă de covrici de care ar trebui să-i mănânce copiii, nu știu, chiar suntem... Noi suntem nivel, că nu ne revoltăm și spunem, omule, nu mai trebuie mai covrici, că ăștia nu pot fi mâncați. Nici câinele nu. Au făcut să-l zbată de la ei. Tare, scumpit de tare, la ce cheltuim niște bani și mai vine curtea de conturi, ce verifică oamenii ăștia? Și Dumnezeu se întâmplă. Chiar așa. Vă spunem aici, că nu suntem... Uite către copii, ceva nu sunt... returnate, fii atenționat cel care le distribuie. Și tot se bănesc că cei care de la școală le primesc... Atitudinea asta, necrapă de cras, din voi care merg, nu-i corect, domnule. Probabil de asta nici de 20 de ani. Pentru că nimeni nu a zis, mamă, dacă mie așa, trimite-le covrici, că doar așa noi, mâncă nimeni. Nu, cel care le trimite, în cazul nostru, producătorul, că el e cel care le distribuie. Cu noi, în școală, prin județul ăsta, care s-a revoltat și se spune, băi, nu primesc, nu-s bun, nu copii. Și atunci noi consider că dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, cred că vorbim degeaba și aici. Da, domnul Pantu, în calitate. Eu cred că vorbim degeaba și aici. Aveați posibilitatea ca măcar dumneavoastră care cunoașteți. Băi, iar o aveți și aici, nu știu, azi le spun numai să mă enervez. Dacă directorii de școli, dacă inspectorii măsii, n-au făcut nimic. Dacă ministrul le trimite la copii așa, ai găsit vinovat. Acum... Nu sunt acolo. Nu e adevărat. Am făcut sesizări ca primar, am spus. Da, notificări s-au făcut. În momentul când aveam responsabilitatea da, da, și gestionat. Facem, vedeți, s-au făcut. Primăria gestionat la putin. Zeci de ani și nu se întâmplă nimic. La fiul. Am făcut la fiul. Am făcut la fiul, probabil că am vorbit degeaba, n-am făcut ce trebuie. N-am acționat pârghile care trebuiau. Și, ca în concluzie, copilajii
Nu mănâncă. Primesc. Aceiași covrici care nu îi pot mânca. Și i-au combinat așa de frumos. Nu s-au adaptat. Le-am dat covricei cu iaurt. Și tare aș vrea să văd un părinte care nu sunt la respectivă. Ia vină mă, ia și două părți de covrici cu iaurt. Poftim de aici. Nu e. Cornul lasă de dorit. Covricii lasă de dorit. Cornul lasă de dorit. Nu mai spun, în ziua în care le dă iaurt, iaurtul ăla este bine gelifiat. Păi nu poate mânca. Copilașul ăla nu primește și o linguriță. Dacă îl desface, să-l mănânce, că sunt care au nevoie, n-au primit la pachet. Dacă îl răstoarnă, îl toarnă pe el odată tot, că să ținem cupa aceea, nu, s-au gândit să-i dea și o linguriță copilașului. Fac ei din capacul din ăla din care e din aluminiu, fac și ei, provizează o linguriță. Are fi mult dacă dăm avantaj civilizației, dacă nu educăm din nici să hrănească cu corecție, nu pună mâna pe cornulețul ăla, cum o fi el, care e într-o pungă, vine să fie izolat, să nu atingă cu mâna. Na, în sfârșit, mai sunt microbi să ne ferim. Nu-i putem educa așa. Ar fi bine, măcar de eu știu, de la nivelul nostru, tragem totuși de semnal. Mereu, nu ne-am asumat noi, ei, zic, las că-i vine așa, așa, nu-i vine deloc. Și gândiți-vă că aveți copii sau nepoți care vor ajunge la școală și știu, le dați pachetul la casă, dar nu-i corect, pentru că se cheltuie niște bani și nu-s bani puțini. Și dacă tot facem țara asta, guvernul face un efort, hai, nu ți-l fac calul meu. Au spus că sunt copii bolnavi de diabet. Pentru asta, în locul cornulețului, un pic de dulceață în el, câți copii sunt de diabet? De ce nu au făcut o situație? Băi, în clasa, la școala vorbim, am 5 copii de diabet. Pentru 5 copii, aduc cornul. Pentru cei lasă, nu-i suficient, nu-i problemă pe toți. Că pentru 5%, și mulți 5% din copii care au o problemă de sănătate, nu-i condamna pe cei lasă. Că nu ca un corn la pal, să-i facă plăcere să mănânce. Sau un păhărâs de lapte sau ce mai primește acolo, să fie, dar e și o mulțumire, domnule, că ai muncit și că vezi că munca ta nu ajunge la coș. Da? Tu, guvernul, ai dat un ban. Păi nu-i normal să mă bucur că l-am dat copilul ăla cornuleț și un piculeț de lapte, care să-l folosească și părintele să nu mai grijă. Să știți că dacă ați observat și dumneavoastră de altul timpului, cel care semnează contractul în primă, poate guvernul are intenții cele mai bune. Eu cred că de sus pleacă în cadrul... Dar problema e, cred, multe lucruri s-au întâmplat, că am avut probleme și cu cei de la Dorna, și cu cei care livrau la momentul la produse, am făcut notificări, am atenționat Consiliul Județean, dar știți bine că nu treabă preună. Problema e, nu cred că îi stă în sarcina și în spatele guvernului ca și... Nu, o să oprim cadrul. Ea o să oprim un cadru general. Și-a și finalizat. Problema e undeva jos, mai spre bază. Până nu mai spre jos. Și aici, și școala, dacă ar face notificări când apar astfel de probleme către Consiliul Județean, în primul rând, dacă nu către producător, sau poate și nou, bă, uite, avem o problemă. Uite, au venit produsele astea, nu le putem primi. Nu le putem primi pentru că nu sunt cele care trebuie. Chiar o să vorbesc cu directoarea dacă s-au cerut și situații pe raportat la copiii care nu pot consuma astfel de produse. Fiindcă vorbeam acum de situația din Consiliul Județean. Eu aș vrea să cred că o singură școală din județ care s-a răsturnat potriva măsurii, nu are cum să rezolve treaba. Că vine vala peste ea. Vin ceilalți și spune, a, tot la Ormen sau la Baraba sau... Te găsesc, dar ar fi de undeva, ori toți, ori Consiliul Județean să se sesizeze. Acela trebuie făcut, nu știu de unde trebuie pornit, că oricum nu-i vine și păcat. Aici sunt implicate, cred, și mai multe instituții, și DSP-ul, și cei de la DSP, și protecția. Dacă ai zis DSP-ul, nu cred că e bine. Adică mă gândesc că... Ei avizează toate produsele astea. Din punct de vedere organoleptic sau ce analizează, nu ce dea. Păi cornul ăla care n-ai pus decât tărâță și apă, nu are ce să strige. Dar trec și pe un filtru ăla. Toate produsele astea, când ies dintr-o unitate, dintr-o fabrică, undeva, și se duc către, mai ales către copii. DSP-ul poate aviza fără probleme. Că la ce ingrediente bagunele nu strică, nu are ce să strice. E scălește și gata. Da, poți zi, păi dai de, și o chestie parșivă. Procedând în felul ăsta, la cornulețele alea, păi poți să-i dai termen de garanție, 14 zile, cred că dai. Păi da, ori dacă ai folosit și alte ingredientele, cum un pic de lapte, un pic de zahăr, un pic de... termenul e scurt și atunci mai e o problemă. Eu cred că cel puțin jumătate din lucrurile care noi le vorbim acum aveau să fie clarificate dacă ne răspundeam la un singur element, da? Pe care nici eu nu-l știu la momentul de față și anume. Dom'le, care este suma care s-a alocă pentru a face acest pachetel unui copil?
Și ne-am explicat foarte multe lucruri. Că dacă de sus, cum a spus, sau de jos, sau de la mijlocul problemei și ierarhiei, ți se dă suma de 10 lei, în mod evident, din prima ți-ai dat seama cam ce poți lua. Repet, am dat un exemplu, poate e mai mult, nu știu, chiar nu știu, și îmi pare rău că nu știu. Că mi-aș explica multe. Pentru că din banii aia trebuie să-i asigur, trebuie să-i faci și transport, trebuie să-i faci și depozitare, trebuie să aibă profit și firma și tot așa. Și atunci toate se resfrângă în calitate. În final o să îi facturezi ceva și îi spui, ți-am adus. Ce? Păi ți-am adus. Pentru că, adus, că ți-am adus. Pentru că evaluatorii, 10. Da? Evaluatorii ofertelor, aleg varianta cea mai simplă, prețul cel mai scăzut, da? Pare că se face mai aici, dar că se face un caiet de sarcini și acolo se specifică. La un moment dat erau niște imeri că nu ucine, știți? Băi, nu știu, că ai tot la de sarcini, știi? Imeri trebuie să fie... Eu nu știu, m-am scuzat că am putut de câți ani programul ăsta. Are că se zice așa. Mai mult, când era Anastasie, cum ar fi? Când era Anastasie, nu te lăgeți că eu afacere pentru șmecheri. De pe 2004. La adresa copiilor. Dacă tot am zis, noi să fim noi cu pe aici la Orbe, cu director, cu școală, cu tot, reclamăm, facem bursariadă, ne ocupăm de ea și ne mostrăm, putem să aducem un cuvânt mai bun. Altfel vor ne ghicea. După ce vor fi cheltuiți cei 300 miliarde de euro din PNRD, din guvernul PSD, vom avea școli, vom avea centri de educare europene și toate cu bășit bun. Da. Dar nu am noi nu hai să aducem un cuvânt, dar peste ei 3 miliarde. Hai să ne revenim la am pus o predicată. Asta e din partea Ministerului Educației și nu mai departe. Corect. Deci, într-un fel spus, ne ducem în zona de neasumare și mergem mai departe. Nu? Puteam voi, că mi-am auzit. Nu, nu, nu. Dacă... Supuneți la vă dacă sunteți de acord și nu mai aveți alte propuneri. Sunt de acord. Eu mă abțin. Nu, chiar sunt împotrivă. Hotărâți? Sunt împotrivă. Atunci doar eu mă abțin. Și nu ți-am plăcut. Și nici ți-am plăcut până în gură. Deci aici, ca să ne înțelegem, să știm ce s-a votat, trece vorba de neasumare responsabilității. Da, neasumare. Eu voiam să-l acum. Eu voiam să-l acum. Da. Dați cu... Să dai nebun, pum, în masă. Se poate face și individual. Nu altceva ce facem noi aici și... O reclamație sau... Se poate face individual. Ce? Ce e bărăția? Ce e bărăția? Ce e bărăția? Ce e bărăția? Mediul cu formă, se arăt. Nu-ți dă nici ei primit, dar dacă ei din ghidă așa și de așa... Îți stau la bază, în concluzii... Ia niște smeche. Haideți să trecem la... Eu recomand, dacă sunteți de acord, să luăm împreună cele două proiecte de hotărâre prin regulamentul privind controlul reproducerii tuturor câinilor de grază comune europene, domeniul public și privat, și preîntâmpinarea răspândirii bolilor și creșterii numărului de animale abandonate, și proiectul de hotărâre privind programul anular de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân și fără stăpân la nivelul comun european. Și după care o să ne hotărâm separat, dar stați chiar același subiect. Așa am discutat și cu cei de la Poliția Animalelor și cu factorii de legit din zona asta, că deja e o problemă. Treaba cu hinghierii se pare că nu prea e binevenită din nimeni, văzută de nimeni. Vreau să am scurt intervenție înainte. Bun, am aici programul anual de sterilizare gratuită. Ambele materiale au fost traduse la cunoștință și supuse în dezbatere publică, fiind întocmit toate materialele aferente. Studiind personal, și zic că e bine să fac la început precizarea asta, vin cu o propunere, la un moment dat, în finalul proiectului de hotărâre, anexie la proiectul de hotărâre, s-a făcut o mențiune vis-a-vis de intrarea în vigoare. Prezenta hotărârii intră în vigoare în termen de un an de la data adoptării, cu excepția prevederilor referitoare la efectuarea recensământului, și anume articolul 15. Aș reduce acest termen, deci o propunere, repet, studiind legislația, văzând poate și alte proceduri derulate de alte comuni, un an e cam mult. Dacă am reduce undeva la 1 ianuarie 2024, cred că ar fi mult mai util. Articolul 15 are în vedere efectuarea acelui recensământ. Noi, oricum anual, suntem obligați să raportăm număr de animale pe specii la Direcția Agricolă.
indiferent că vorbim de pisici, de câini, de ovini, ovini, toate astea. Ocazie cu care, prin această hotărâre automat, se instituie și efectuarea acestui recensământ, doi la mână, celelalte prevederi din conținutul acestui regulament le-aș vedea aplicabile mai curând, mai devreme, nu neapărat la un an, dar are sens să mă duc în august 2024, când pot să încep să acționez din ianuarie, să fac ceva în sensul ăsta. E o propunere, repet. Am și eu o adună și întregim, dacă nu mă supărați. Da, da, vine, să ținem cont că și de apare o proiect de hotărâre inițiat la Senat, pentru, nu știm dacă va fi trecută la Camera Deputaților, pentru a nu se mai obliga persoanele care sunt proprietari de câini, deci cei care țin în curte, să-i vaccineze. Dându-și seama, probabil, că resursele financiare la nivel național. Noi, prin ceea ce vrem să facem aici, ca să discutăm de nevoie de studie, ca să nu citim mecanismul, este vorba de sterilizarea gratuită, la nivelul Comunei Orbeni, a câinilor cu sau fără stăpân. Când e în vigoare? După un an? Nu după un an. La dialog. Recensământul și astea, am înțeles că intră mai așa, că noi bănuiesc că imediat, după ce s-a propus hotărârea și astea, putem declanșa procedurile de achiziție. Proiectul al doilea de hotărâre vizează un program anual de sterilizare. Pe acesta îl putem pune în practică, ca idee. Și aici o să aibă loc sterilizarea câinilor, o să aibă loc înregistrarea lor, o să aibă, o să primească fiecare ca medic de sănătate și o să mai fie antirabic. Un pachet intră în toate, un pachet de lucruri intră în treaba asta. Poate în felul ăsta. Na, eu zic că e o situație mult mai, sau o soluție mult mai blândă, mai omenească, mai decât inițial noi am pornit la drum și am propus să găsim o societate care să-i preia și să-i ducă nu știu ce adăposturi. Din discuții cu mai multe ONG-uri care ne-au sunat în momentul când au văzut în spațiu public intențiile noastre și sezizările care le-am avut chiar înscris de la cei de la FMA, către Curtea de Conturi, către IPJ, către nu știu unde au mai fost, că au fost în mai multe locuri lansat o astfel de petiție, de sesizare, penală aproape, ar putea să-i spun, și am găsit soluția pentru a mai... Apare, cum să vă spun eu, când apar înfingheri în sat și aleagă după câini și îi prind într-un fel sau apar fel și fel de discuții și fel și fel de probleme și de reclamații. Și cei de la Poliția Animalelor ne-au recomandat, așa cum se întâmplă în județ, în majoritatea comunilor, să declanșăm acel program de sterilizare gratuită. Banii avem alocați în buget. Și pot să vă spun că raportat la suma inițială alocată, un câine ajungea în jur, prețul actual acum e de 1200 de lei, ca să-l adune de pe stradă și să-l ducă în adăposturi special amenajate. Din face, programul de sterilizare se reduce ca și cheltuială infinit mai mult. Ajunge la un număr de 100 de câini, dacă rețin bine, 100, în jur de 150 de lei. Și include toate lucrările astea. Sterilizare, cipat, înregistrat, antirabic, care de sănătate. Și în felul ăsta, efectele o să se vadă. Dacă dă Dumnezeu și lumea, o să perceapă și o să putem mișca lucrurile. Într-un an de 2 de zile, o să se vadă că numărul animalelor o să fie în scădere. Că chiar și ăla care l-are în curte și-i fată cățaua. Tendința, nu știu dacă are de creștere, deci obiceiul spune și ceea ce se întâmplă și vedem cu toții zilnic, câinii aș dus, ba la teal, mai la vale sau unde Dumnezeu îi duce acolo. Dar prin faptul, poate reușim ca efectul pe care ne dorim să fie cel scontat, ca în momentul în care timpul o să demonstreze, zic eu că... În concluzie, eu ziceam că e bine de început cei care sunt fără stăpâni, acest grid legislativ care se încearcă, o fi bine, nu o fi bine să iei, pe toți să ne trezim că se blochează iar inițiativa. În momentul când o să apară legislația în domeniu, firește că o să se sisteze operațiunea asta. Dar nu putem lăsa așa, pentru că uite-te în județ, uitați-vă în județ. Cei de la Poliția Animalelor mi-au trimis frecvent informații cu ce se întâmplă la multe comune care au început programul ăsta de sterilizare. Comuna Brașov, din județul Iași. Eu vorbesc de Bacău, nu vorbesc de ceea ce se întâmplă în afară județului. Să fim mai rapiști. Aici am Bălcescu, ca exemplu, Bârfăneștiu, Liveziu, dacă nu greșesc, și multe altele. Au vrut și cu șapte deci atenție. Efectul se vede după un an și ceva, doi chiar. Dar trebuie început ceva. La fel ca și în cazul salubrizării, ne întoarcem la educație, cu siguranță. Legea oferă posibilitatea subvenționării unor astfel de demersuri, da? Ce vrei mai mult când? Nici măcar bani nu trebuie să scoți din buzunar ca să întâmple lucrul ăsta.
trebuie să înțelegi, trebuie să vrei, trebuie să ai o anumită, nu știu, hotărâri, de a-ți lua oamenii din curte și la nivelul ăsta, dar și de a-l aduce să, să treci prin etapele astea. Repet, nu te costă absolut nimic. Important este să-ți asumi lucrul ăsta, pentru că dacă la un moment dat ai să vii cu un animal în brațe acolo, trebuie să înțelegi că când pleci de acolo, pleci cu el în acte. Corect. Că până acum nu era trecut nimic pe numele tău, nu-l aveai, dacă făcea vreo boacă, nu era al tău, dacă era bun, îl țineai în curte și tot așa, știți? Trebuie să asumi chestia asta la un moment dat. Să-i și faci lucrurile astea, să ai cu acte animalul ăla în curte. Vedeți, dumneavoastră, în relația cu poliția animalilor, care știu să amendezi preponderent, care știu să treacă la măsuri din astea coercitive și mai puțin poate să îndrume sau știu eu ce, primăriile de cele mai multe ori ajung să fie prinse la mijloc. Și în toată perioada asta omul stă la adăpost, câinile lui ilegat, nu ilegat, fuge, mușcă, mănâncă, face o întreagă istorie. Deci trebuie să ne asumăm și lucrul ăsta, ca oameni, ca cetățeni, ca proprietari de animale. Până la urmă venim în avantajul oamenilor. Rezolvăm problema asta, rezolvăm partea de siguranță a oamenilor. Uitați-vă prin jurul, sunt câteva nuclee, și-i prost că sunt în jurul unităților de învățământ, sunt în nu știu ce zone așa mai aglomerate din sat și din Scurta și din Orbeni, și nu vă mai spun că au fost nenumărate cazuri când am fost sensizați că, uite, s-a întâmplat. Ba l-a mușcat, ba l-a dat jos de pe bicicletă, ba un bătrân, ba un copil, ba nu știu ce se mai întâmplă acolo. Și avem și sesizări în genul ăsta, în sensul ăsta. Am convocat și Comitetul Local pentru situații de urgență, că s-a pus problema în condițiile în care legislația ne mai, uneori, ne mai obligă să respectăm anumite spații și proceduri, să acționăm și în regim de urgență. Și există posibilitatea asta. Asta vreau să vă spun. Pentru că se poate interveni în regim de urgență ca să protejăm sănătatea oamenilor, că asta e rostul nostru aici. Că, din păcate, sunt mulți câini care se aduce în altă parte. Că cei de acasă s-au familiarizat și cu vecine și cu cine sunt mai familiarizat, cu cei care mai trec pe stradă. Dar sunt mulți care, vedeți, cum îi basculează pe aici, pe acolo, și de aici pleacă o serie de nemulțumiri. Și am gândit că acest program de sterilizare gratuită nu poate fi decât în avantajul tuturor. Și cu cheltuieli minime. Pentru că v-am spus ce am pățit în ideea în care am încercat să-i adunăm. Nici n-am apucat să semnez contractul după ce am publicat în sistemul electronic de achiziții publice intenția de a achiziționa un astfel de serviciu de la o firmă autorizată. În a doua zi au apărut cei de la Federația Animalelor, un ONG, mă rog, și nu numai el, ne-au și sunat. Și domnul secretar poate confirma, cei de la Poliția Animalelor, dacă nu greșesc, că procedura care am înmânășat nu e cea mai bine încercat să găsiți soluții, să faceți sterilizare gratuită, cum fac majoritatea OAT-urilor, și în felul ăsta rezolvați problema pe cale pașnică. Ca altfel se creează și la răcăciuni. Pardon, au fost probleme. Au venit în ghier, i-au prins cum i-au prins și au început să apară înregistrări, filmări și transmisie, unde au fost transmisie și după aia dosare penale. Dacă era un copil moart în stradă, nu se mai țezizau. Știți ce aș recomanda? Că, așa comparația, am mai spus și noi, domnule, dar prioritatea nu-i om. Da, da, și câinele are drepturi și are lege speciale, ordonanța 155/2000. Are mai mult ca om. Și să vedeți că te sunt acolo în avantajul. Și atunci trebuie să ne dăm... Uneori exagerat. Uneori exagerat. Nu, vă sparați, da, aici ar trebui să fac un tablă. Cât de mișcă mai poate... Eu cred că noi, în condițiile de astea, ce putem face? Decât să respectăm legislația în vigoare și să facem așa fel încât... Să vedem ce o să iasă. Ca și locația, am discutat cu ONG-urile care sunt posibile, eu știu, viitorii noștri parteneri, trebuie să găsim și un spațiu adecvat. Care nu poate să fie format decât din două sări plus sala de așteptare. Și aici ne-am gândit că una, ca și locație, școala veche Scurta, unde nu mai e activitatea acolo și nu ar bine să pliază în stânga să-l sterilizeze, la centrul Baia și ce mai acolo, și în dreapta unde îl punem cușcă până când își revine din ceea ce înseamnă... Trebuie ținut acolo, câteva ceasuri, nu știu când până își revine, până nu știu ce sub control. Câteva ceasuri. Două ore. Da. Și ne-am gândit acolo, pe Orbeni, suntem într-o situație mai așa, nu prea avem locație, spațiu. Școala numărul 2 își începe activitatea din toamnă, din coace, îți dai seama că nu le poți duce. Nu știu, să vedem dacă putem folosi școala veche. Dacă o putem folosi. Dar vom discuta cu cei mai după ce trecem, depășim momentele astea, vom discuta cu ONG-ul care va fi... Deci, mișcare rapidă, ca să nu se blocheze
legislativ. Nu afectează cu nimic. Și dumneavoastră au pus ca o sarcină noastră. Deci, vedeți, ONG-urile stau călare, poliția stă călare. Toată lumea cu echipă noi. Toată lumea cu echipă primărie. Îți găsim un spațiu adecvat. Repet, ne întoarcem la educație. Întotdeauna facem școala, apel la așa ceva. Școala veți scurta. Se face educație spații de examen la nu se poate la o săptămână sau mâine dimineață, dacă nu da, niște containere. Chiar așa au fost. Ce înseamnă container improvizat? Și medicii au și ei, cum să vă spun, pretențiile lor, să am apă, să am apă, vine din nu știu unde să se odihnească, să sunt milioane din ecază și de probleme. E ușor dispus, trebuie făcut. Dar până trebuie spart, nu știu, toți bași, e un pic mai sensibil situația. Să nu greșim ca să ne ducem o latura aia la altă, că știți cum, când aud că se întâmplă ceva legat de animale, e o mare problemă. Că am discutat și cu cei care vreau nemulțumesc, domnule, veniți voi, vă plătesc, luați-i, duceți-i, îngrijiți-i, faceți ceea ce trebuie să făcut cu aia. Nu credeți, treaba voastră. Au un dispensar de veterinar, nu mai există pe teritoriul. Nu are treabă medicul veterinar cu ceea ce facem noi, de fapt, aici. Nu intră în competența lor. Că dacă intră, da, omul se duce, fie nici îl vaccinează, te întreabă, le ia în evidență, îi face carnetul de sănătate sau ce face acolo, dar sterilizarea și toate lucrurile astea, nu? Nici asta nu se fac pe domnul primar. Ca să nu mai dăm, să spun, nici, nici asta, nici măcar înregistrat, nici la câini, la nimic. Noi avem obligația să declanșăm astfel de proceduri și vom vedea și nici nu informează. Deci am avut probleme cu cățelul, tot așa am spus că am probleme, trebuie, vreau să fiu în regulă și nu am fost pus în, nu interesează. Domnul Doroftei, mi-e prieten, dar... A fost pusat cu vaccinare, a fost pusat. Dar nu, și noi, cu echipă mixtă, și cu poliția, și primăria, și medicul veterinar, am bătut la toate porțile, unde știm că sunt probleme. Este un atribut luat la transație, care e structurașe cu tot ce legații legale pe care le are fiecare proprietar sau deținător de câini, ca în momentul în care, doamne, vrei să întâmplă ceva, să știi ce mă ar trebui să fie o evidență frumos cu persoanele care nu au fost de acord să cipeze cățelul. În momentul când mi-a duce la poartă un cățel, îl chem pe dânsul și el cu telefonul vede dacă a cui inimii este. Dar vezi pe ăla când aduci? Domnul Doroftei, trebuie să vină la primărie, dar nu pe treaba asta, să scrii toate persoanele care nu au fost de acord să-și cipeze câinii din curte. Pentru că în momentul când un cățel este abandonat, să știe cui este. Chemăm domnul doctor veterinar. Cum să știe dacă acest câine este cipat? Dacă e cipat, știi din unde a plecat, imediat că e cipat. Are cipat, nu ți-l avea. Este bine ca acea hotărâre să o punem în urmă. Nu mai devreme, da. De început, un rece în sământ. Prima dată să știm. Un rece în sământ, da. Da, da, corect. Astfel încât, în momentul în care începe acest program, să nu zici că n-ai avut acces sau n-ai știut, în poți fiecare... Dar legea dată din mult, nu trebuie de... Să le bagi cifră. Așa de cât am avut cunoștință de ceea ce înseamnă legea asta care poate să... Păi, dar domnul doctor e divină. Domnul doctor, din cauza că n-am fost la persoană. Trebuia să iei la un capăt, stăt la alt capăt. În momentul când... Ascultați un pic. Este legislat în 2015. Suntem izăciari. În momentul că acele persoane care nu și-au înregistrat câinii, pot fi amendați. Care s-au opus. No, trebuie să amendați. Noi, prin procedura asta, eu sper că odată ce se declanșează și intrăm cu toate documentele în normalitate, nu mai putem fi acuzați, noi ca și instituție, că nu am făcut ceea ce trebuie să facem, să venim în sprijinul oamenilor. Eu am fost cu medicul prin sat și mulți dintre oameni, hai ca să nu fie răutăcioși, au refuzat. Da, da. Fie să-și vaccineze câinele. Și s-au scris într-o listă. Fie, mă rog, nu știu ce evidență. E tot te fac. Că ne-am dus la poarta omului și am spus, și îi spune el de față cu șeful de post și de față cu tot cine mai eram acolo, bă, am furat la tine. Ai spus că nu vrei să vaccinezi câinele. Da. Ai spus că nu vrei să-i faci carne de sănătate. Ai spus că nu vrei nu știu ce curăț. Răspuns tu, sau nu știu ce, da. Ia uite de ce obligații ai, că toate obligațiile din ordonanța 155/2001, dacă nu greșesc, vin în sarcina celui care se cheamă deținător de animale. Da. Dar noi să venim în sprijinul lor, trebuie să facem ceva. În primul rând, să informăm, că nu știu, mulți. El are câini în curte, dar nici nu știe ce obligații are față de animalul. Hai să fim cinstiți cu noi. Ce vrei să știi? Păi și ce, vedeți, merg domnul primar să-i anunțe oamenii. Nu domnul doctor veterinar. De ce să-i obținem?
pietrele care vor fi aruncate nu se duc către medicul veterinar. Toate, poliția animală sau cine vine, vine la primărie. Hai să ne înțelegem. Medicul veterinar nu este nici în subordinea primării, nu e angajat nici al Consiliului Local, nu. Este o meserie independentă și el își face, noi avem obligația să transmitem care sunt obligații medicului veterinar, care sunt obligații celorlalți, eu știu, de pe raza noastră ca și instituții, da? Deci centralizate sau cum să mai numi ele, dar noi trebuie să ne facem treaba. Că toate bubele se sparg aici. Băi, nu în altă parte. În principiu, hotărârea e bună. Să-i dăm drumul la treabă și să vedem asta vrem și noi, de asta. Măcar încercăm și varianta asta. Dacă care sunteți de acord și putem separa regulamentul privind controlul reproducerii tuturor schimbărilor pe domeniul public sau privat, punctul 8 de pe ordinea de zi. Face ceea ce referim. Da, da. Și după asemenea, ele trebuie votate separat. Și după care, nou, este programul anual de achiziții. Dacă vreți la nou, mă scuzați că intervin. Acolo este procedura, vreau să mă aduc la cunoștință, vis-a-vis de, odată declanșat acest program, da? Pentru evidență, dincolo de acel recensământ despre care am vorbit la prima hotărâre din cele două, vorbim de o anexă, o am aici. Deci, avem cerere pentru persoană fizică, cerere pentru persoană juridică, oameni care doresc să înscrie la un program. Doi, avem un bon de sterilizare care va fi semnat de primărie, de proprietar și de medic veterinar. În felul ăsta ținem evidența, adică avem și acceptul. Omul face de mersul ăsta, îl face de bună... Belevoar. De bună credință și în propria voință. Doi, avem un control și la nivel de primărie, vis-a-vis din partea asta de decontare a fondurilor în relația cu viitorul doctor sau cine va prelua această activitate. Cum? Astfel, avem să avem un control, un control total. Și asupra banilor și asupra operațiunilor făcute. Doctorii respectivi vor asigura minimul de lege, da? Vorbim de... Da? Sterilizarea, vorbim de cipare, vorbim de scrierea Registrului Național și de vaccinul antirabic. Deci este minimul necesar pe care nici alături. Și care nu se arată. Și liberarea care nu se arată. Și constatare. Da. Da. Bun, și am știut că vine în control și am primat domnul veterinar ca să fiu, să mă copulesc, ca să fiu în regulă, înțelegi? Și el atunci poți să fie, nu e obligatoriu, mă spune. Cine este pentru proiectul la numărul 8? Am lidat. Cine este pentru proiectul la numărul 9? Deci, la primul proiect, repet, intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2024. Da, da, da. Dacă aveam un doctor responsabil, nu sunt mai nimica. Vă spun eu. În toată țara. Nu știu că ați și când ceasul de alege ca să încheie pe ultima frază și medicul veterinar a arondat ce conscripții ordeni este obligat să vină să fie prezent la ce trebuie acolo să-i facă el să cipeze și să-și completeze și evidența. Aici este undeva, dacă vreți, o sarcină noastră. Uitați, la fel cum am vorbit și mai devreme de acel punct. Sunt amănunte despre care noi vorbim sau nu le atingem, dar odată ce le-am ști, ele ne aduc foarte multe informații utile. Adică, spre exemplu, aș vrea și eu să știu în circunscripția veterinară Orbei care sunt atribuțiile doctorului veterinar vis-a-vis de fenomenul câini. Da, l-aș chema bani. Vreți spun eu dacă ești domnul secretar. Vreți să vă spun că în 3 zile se rezolvă problema cu câinii? În 3 zile, lucrătoare. În 3 zile, nu mai vezi numai câini. În 3 zile. Dacă s-ar face treaba cu ce e legea. În 3 zile normal. În 5 ani mai vezi un câine, pentru că nu se mai reproduc. Hai să pune cu 1000 de euro câine. Nu se mai e. Că e o urmă de mult și dacă. Păi ce vrei să faci? Ce mai văd cu pașinea? Ca să-i omoare. Să-i omoare. Să nu știi nimic. Da, nu, e legal. Înainte făcea treaba asta. Nu, acum este legal. Dorea, ce-ai făcut subvenția la președinte? Faci cele, că vrei să-l primi. Nu mai ia, nu mai primește. Are câțiva ani. Ești proprietarul lui. Dar de ce? Păi nu vezi ilia contractul și nu mai beneficiază. Nu mai are treabă în poșură. Unde se pierde niște bani, nu? Nici primăria nu poate să ia. Suntem în procedură să închidem fenomenul ăsta cu intabularea, cu guarnarea, cu lege de sud de anăvoiu. Suntem pe ultima sută acum, să o duce, e la OCP. Am mai fost corectură, mai fost. O să declanșăm procedura asta și am discutat și cu deținătorii de animale de raza comunii noastre și sper să fie, să se implice și în treaba asta. Adică să-și dorească să ia pe șură. Trebuie să ne efectiv de animale ca să poți să iei pășuni. Tot exemplu, pășunea de la... Trece la punctul 10, da? Privind proiectul de hotărâre, privind abordarea hotelului gratuit a dreptului de bus și serviciul de în favoarea SC Delgas Grid. Nu sunt pierdut.
Iesată de Mureș pentru terenul aferent lucrărilor de investiție extindere țea și racord gaze naturale pentru Iordache Marian din sat Scurta, strada principală numărul 290. Deci vincerea registrată cu numărul 3.000 cu astăzi 16.000.000. Haideți un pic de liniște și să închidem. După aia vorbim. Delgaz Gride S.A. ne-a cerut aprobarea dreptului de uz și servitude pentru efectuarea lucrării în strada principală, din comunul Orbeni, pentru suprafața de 26.075 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al comunului Orbeni, potrivit legislației energiei electrice și gazelor naturale numărul 123 din 2012, necesare realizării lucrărilor de extindere rețea și racord gaze naturale presiunea redusă, lucrarea ce se va executa în strada principală numărul 290, județul Bacău, la locuința Iordache Maria. Am amendat un pic comisie. Așa cere procedura, trebuie să trecem prin Consiliul Local, orice caz unde să are loc extindere de gaze. Cine este pentru? Dacă nu se discute. Trecem la punctul 11, să credeți eu lucrurile, privind alegerea președintelui în ședință pentru următoarele 3 luni. Ați fost atenți? Nu. Alegerea se propune pentru președintele ședință pentru următoarele 3 luni. Următoarele. Domnul Damoran. Desigur, vreți să fiu președinte dumneavoastră? Da, da, da. Ia-ți-vă. Ia-ți-vă acolo responsabilitatea. Nu cu chiul împotriva la ta. Nu poți-vă. Deci, că de-aia vreau un lucru scuzat. E scuzat? E scuzat? Supuneți la vot dacă nu mai suntem pentru acolo. Pentru. 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 Raportat la... Șerban, ce-a să mai ieși? Să-l închizi tot? La Șerban? Ce? Vin cu o veste bună raportat la proiectul care înseamnă OIM-ul. Sunt doi ofertanți care au depus oferte. Ceea ce înseamnă canalizare, extindere, rețele alimentare cu apă. Știți ce cuprinde proiectul din OIM. Sper să fie ofertele bune și din voi să rămână un câștigător. Și cred că într-o lună, două de zile, când o să pronunț în comisia, dacă nu apar, eu știu, alte probleme raportate la procedura de achiziție, să semneze contractul și să înceapă lucrările. Raportat dincolo acela de extinderea rețelei de alimentare cu apă pe buget local, cele 3 străzi, chiar 4 din satul Scurta, au fost lucrările executate și finalizate pe ceea ce înseamnă conducta principală, conducta de 3 km și ceva de ca și extindere, să finalizează acum căminele și cu tot ce mai include... Am văzut spate mini mari ca lumea, deci... Să fie destul spațioase ca să poată lucra, în caz de Doamne Ferești, să întâmplă să intervii acolo. Urmează săptămâna asta să apuce de forat și sperăm, eu știu, să găsim ceea ce de fapt căutăm, apă bună și de calitate, să putem asigura ce să avem tuturor celor care au nevoie acolo. Am gândit că în ideea în care se va asigura un debit suficient de apă, am venit în avantajul măcar celor din Scurta să putem să-i retragem din conducta inițială, din cea care există la momentul ăsta și până când se implementează programul ăsta operațional de infrastructură mare, cei din Orbeni să beneficieze de diferența de apa din Scurta pe care astăzi o consumă cei din conducta care există, știți? Din rezerva de la deal de 200 de metri cub și ce vom fora la cioca acolo, să alimentăm toată Scurta în condițiile în care avem apă suficientă și bună și ca să putem echilibra un pic consumul și pe timp de secetă să nu mai fie probleme cu lipsa apei, consumatorii din Scurta să-i transferăm, să-i conducă apa și tot ce acolo, să transferăm pe Orbeni. Sper să reușim, să vedem ce se întâmplă. Dar uite că Dumnezeu ne ajută și cu ploaie și cu ce și în ultima vreme n-au mai fost probleme cu lipsa apei. Exact. Acum ai oprit apa. Bun. Era oprit apa de aseară. Păi nu a fost curent. A, nu a fost curent. A fost o avarie și punctele 1 și 2 de transformare din Valea Orbeni au rămas fără curent până au oprit târziu în noapte. Au anunțat. Am mai, nu știu, cu multe de zile pe aici, pe zona asta, prin Răzești, nu am avut fir rupt. Da.
Trebuie de plecat de acasă, că n-am plecat de până la vinerea. Ce-i o ploată? Chiar o ploat bine dimineața în orientariat un pic ce pe străzi, așa, nu, sunt câteva străzi, trebuie să intervenim ușor. Chiar o ploat. Dădusă-mă, uitat dimineața în pluviometru, că avem un aparat de la ordine. Din Belșug, eu tras capul. Odat în jur de, am fi ploat, ne formeze tot în jur de 40 de litri pe metru pătrat. Și-o ploat ușor. Frumos, ce? Frumos. Fără pagă mea. Tot cu ciclin, zici. Dan, spune că vrei să spui ceva. Da, am o diferență de domnul primar dumneavoastră legat de investiția finalizată de creșmânia terenului de sport, la Orpei. Terenul de sport. Încă nu e recepționat. A fost finalizat. Nu e recepționat. Probabil mai sunt mie retușuri de făcut, chiar dacă nu a fost, sau inițial a fost retrasă din bugetul local pe anul 2023, măcar e finalizat. Eu așa aștept. Nu e adevărat. Important e că e făcut. Să fie realizat. Da, important. Nu a fost realizat, nu a fost blocată. Dar eu zic, dacă ați văzut gardul, eu zic că arată super ok. Eu asta am vrut să zic. Înțelegeți? Încă nu e recepționat, dacă sunt câteva lucruri de finalizat acolo. Și sper să fie de folos, că eram atenționat de către, cel puțin de cei de la DSP, dar arăta și cum arăta și eram, cred că e mai bine așa cum arată. Sper să mulțumesc cu toată lumea și să fie de folos. Și ca să nu creăm probleme cu cei care mai au acces din teren, s-au construit o poartă, s-au lăsat o poartă și undeva pe colțul de acolo, ca să nu spargă și să urcă gardul, mai sare mingea prin grădin pe colțul și am lăsat o portiță de acces și aici la intrare și plus cei care sunt obligați să ajungă acasă, jos la Duma Gheorghe acolo, la Neghiții Dumnezeu să le ierte și acolo porți ca să oamenii erau cum să iei. Ca așa acces, că în momentul în care închideam pur și simplu tot, aveam alte probleme. Nu știu de câte ori a reparat gardul de pe aici, pe în zonă. Ba, din par, direct, prin gard, nu s-o mai uitat că-i scândul, azi o reparam, mâine iar cu camere, iar la poliție, iar veneau și reparau. Mă rog, și în felul ăsta sper să fie și util și să aibă o viață lungă, să beneficieze școala. Ce trebuie. Suntem în procedura de achiziție și cu proiectul privind eficiența energetică în unitățile de învățământ. Sper că într-o lună de zile, dacă totul decurge normal, să putem semna contractul cu proiectantul și constructorul și imediat să înceapă lucrările. Școlile au fost, după cum am vorbit și cu Consiliul de Administrație la unitățile de învățământ și cu Consiliul Profesoral, cu toată lumea din ceea ce înseamnă școala Statului Moldoven, am găsit de cuvință și din toamnă clasele 5-8 vor merge la școala numărul 2 Orbeni. Am racordat la rețeaua de alimentare cu apă. Acum suntem înainte să luăm grupurile sanitare, că trebuie să le luăm. Și o să punem grupuri sanitare, fiindcă la grădiniție o să aibă activitate și elevi din clasele 0-4. Cred că din discuțiile cu DSP-ul o să fiu nevoit să achiziționăm cel puțin câte două grupuri sanitare, fete, băieți, și pentru fiecare unitate de învățământ. Grupurile sanitare construit inițial pentru grădiniță la o anumită formă și nu corespund copiilor de la 1-4. Și sunt din astea ecologice. Ecologice, da. La deal să lucrează, școala arată bine. În felul ăsta o să-i dăm și viață lungă după ce o să-i terminăm cu ea. Au fost reparate, ele, nu știu ce înseamnă rețeaua electrică, cum era. Am raportat la rețeaua de alimentare cu apă. Acum urmează să au fost să facem acolo, s-o zugrăvit sau dărâm una din sobrii am dărâmat unul de la jumătate. Și au fost reconstruite să putem găsi, să creăm condiții bune pentru ceea ce înseamnă anul școlar. E o chestiune temporară, dar la care nu puteam proceda altfel decât să relocăm copiii să putem să se poată lucra aici. Și o să avem și avantajul că deja și pe PNRR avem acel proiect de cu dotări mobiliere. Și altele, mă refer la etapele inteligente și, mă rog, cum se înseamnă și da? Deja suntem în faza de semnat contractul de finanțare și până la termenul de realizare al obiectivului este de aproape 10 luni. Numai bine, la urmă, să apară și dotarea cu mobilier și școala de mobilier să arate. Mulțumim frumos! O zi bună și...